Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Vorbim astăzi despre admiterea la UTGN, dar din punctul de vedere al studenților care sunt în acest moment, iată, acolo. Alături de mine, în platoul nostru, se află doamna șef lucrări, doctor inginer Anca Nicu, directorul biroului de admitere din UTGN și Sergiu Covac, reprezentantul studenților UTGN. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Aș dori să încep cu doamna Nicu și să vă întreb, v-am mai întrebat, dar sunt sigură că este foarte interesant răspunsul, dacă este greu să dai admitere la UTCN, dacă este complicat. Nu este complicat să dai admitere la UTCN, ținând cont de faptul că avem o platformă de înscriere online și poți să stai acasă și de pe telefon să-ți faci dosarul de înscriere pentru Universitatea Tehnică. Pe tot parcursul înscrierii ești consiliat de colegii noștri din cadrul universității, atât pe toate canalele posibile, inclusiv telefonic sau via e-mail sau orice alt canal modern. Acest lucru se întâmplă și datorită colegilor noștri mai tineri care ne ajută în admitere, promovând, de fapt, modul în care se face această înscriere și pe canalele asociațiilor studențești. Asta spune conducerea universității, dar ce spun studenții? A fost greu când ai dat tu, de exemplu, la UTGN? A fost greu să parcurgi toți pașii de admitere? Atunci când m-am înscris eu la Universitatea Tehnică, platforma nu îți permitea să te înscrii total digital. Dar în momentul de față, pentru un tânăr este foarte simplu să se înscrie, să-și depună dosarul la una dintre cele 9 facultăți din Cluj, pentru că platforma permite încărcarea tuturor documentelor online și atunci procesul este mult mai simplu. Din nou, digitalizarea ne salvează. În ce an ești, Sergiu? Anul 3, Facultatea de Construcții. Facultatea de Construcții. Și cum ți se pare ție calitatea educației primite, e vorba despre, bineînțeles, educația academică de care beneficiezi în acest moment, merită să facă cineva Facultatea de Construcții? Facultatea de Construcții nu este o facultate ușoară, o să încep cu asta, pentru că de multe ori poate faptul că nu este un examen de admitere sau un concurs prin care să se diferențieze candidații, le induce cumva ideea de o facultate simplă, o facultate care se termină destul de ușor. Nu este așa, este o facultate destul de grea și care îți pune niște baze și niște cunoștințe cu care probabil până în momentul respectiv nu te-ai întâlnit. Dar este o facultate foarte frumoasă, adică înveți niște lucruri cu care te întâlnești zi de zi la propriu, materiale de construcții, structuri, căi ferate, drumuri, poduri și așa mai departe. Sigur, dacă vorbim despre calitatea învățământului, vorbim despre profesori tineri, profesori care sunt aproape, care stau și îți explică și cu pasiune despre ceea ce poți să faci tu mai departe, despre ceea ce poți urma atât pe plan profesional, să urmezi o carieră de inginer, cât și pe partea de cercetare, să urmezi o carieră în partea de cercetare sau ca și cadru didactic în Universitatea Tehnică, de exemplu. Dar baza logistică, aveți la facultate, aveți pe ce învăța sau sunt din secolul trecut? Acum noi încă suntem cu foaia și cu creionul, pentru că la noi nu se poate altfel. Deci un inginer constructor trebuie să știe să deseneze, să reproducă o structură, să explice unui muncitor de pe șantier, de exemplu, în orice moment, absolut orice detaliu care se află în structura respectivă sau în construcția care se derulează. Dar sigur, avem și noi tablete digitale, avem toate cursurile mai nou sunt proiectate pe ecrane din videoproiector, dar noi suntem puțin, situația face în așa fel încât la noi să nu fie nevoie neapărat de a digitaliza totul. Vorbind despre partea de laboratoare, la fel, anumite procese, anumite materii care presupun analiza materialelor sau încercarea unor grinzi de beton, de exemplu, nu necesită o digitalizare extraordinară, necesită niște mecanisme care încă sunt pe bază mecanică, care sunt mai, nu fragile, din contră, sunt foarte rigide, foarte greu de folosit și nu necesită neapărat o înnoire a lor. Piața construcțiilor este în acest moment în plină înflorire. Colegii tăi și tu te gândești că îți vei găsi repede de lucru după ce termin facultatea? Sau poate chiar înainte? Da, foarte repede, pentru că ei deja ne vânează, să zic așa.
este un domeniu care se caută, este un domeniu care este, cum spuneți și dumneavoastră, în plină dezvoltare, mai ales aici în Cluj, dar și zonele de lângă. Foarte mulți agenți, actori din mediul socioeconomic ne contactează pe noi prin intermediul paginii noastre de social media să distribuim anunțuri, să căutăm studenți, să le recomandăm studenții buni, studenți care sunt implicați, studenți care pot să lucreze într-o echipă, care au dezvoltate anumite competențe, soft skills le numim noi. Iată, și în domeniul construcțiilor este nevoie de soft skills. Te rog frumos să-mi dai un exemplu. Da, pentru că, în primul rând, este vorba de a munci cu oamenii și suntem în zona în care trebuie să comunicăm, trebuie să lucrăm în echipă, trebuie să facem să înțeleagă orice om, astfel încât toți oamenii să plece la final de zi acasă liniștiți, cu mintea limpede, fără certuri, fără alte chestiuni de genul acesta. Și este vorba de partea de management, fiecare inginer trebuie să aibă cumva competența asta dezvoltată, nu neapărat să transmită cuiva cum o face, ci să știe el în capul lui cum trebuie să facă lucrurile, cum să le gestioneze și sigur alte lucruri, gestiunea conflictului, time management și... Foarte interesant că învățați și așa ceva. Dar internship-uri, aveți ocazia să participați la ele, să vă puteți înscrie încă din timpul facultății? Da, din anul 3 este cel mai permisiv, să zic așa. Primii 2 ani, cel puțin la specializarea inginerie civilă, sunt ani de bază, să zic așa. Materiile sunt destul de fundamentale, astfel încât nu te specializezi pe o ramură anume. Și atunci este puțin mai greu să-ți găsești un loc de muncă, să-ți alegi o zonă ta în care să evoluezi sau să profesezi, fiindcă tu nu faci noțiuni nici de drumuri, adică tocmai doar noțiunile le faci, nu aprofundezi foarte mult, sau de structuri sau celelalte. Dar din anul 3 deja vorbim cu alți oameni, vorbim cu alți studenți mult mai pregătiți, vorbim deja cu aproape ingineri. Și firmele sunt foarte deschise în a crește tinerii ingineri. La fel, vin foarte multe oferte înspre noi, se caută. Este foarte important, firmele caută oamenii încă din facultate pentru a-i crea ei, pentru a-i forma ei, a-i forma în modul lor, după mecanismele lor. Sigur, fiecare companie are un stil diferit de a aborda și resursa umană și partea de proiecte și sunt foarte deschiși în zona asta. Dar nu se poate spune că înveți meserie numai când mergi la locul de muncă. Nu, este foarte greu, mai ales în domeniul construcțiilor. Teoria este destul de importantă acolo. Cu siguranță. Dar la târguri de carieră participați în ultimii ani de facultate, voi cei de la UTCN? Participăm și noi suntem și organizatorii unui târg de carieră. Organizația noastră desfășoară în prima parte a celui de-al doilea semestru, perioada în care majoritatea studenților își caută internship, un târg de carieră, Infotech îl numim, în cadrul căreia încercăm să facilităm comunicarea dintre mediul socioeconomic și studenți. Sigur că oferim o bună parte de comunicarea, o facilităm prin promovarea în social media, dar ceea ce este diferit... Noi reușim să îi aducem față în față cu studenții, le amenajăm locuri în cadrul clădirilor pentru a-și instala standuri unde pot să distribuie flyere, să intre în contact direct cu studenții și de obicei se creează un cadru destul de propice și frumos văzut din exterior. Pentru că am vorbit mult despre construcții, dar aș vrea să vorbim și despre celelalte facultăți, aș reveni la doamna Nicu și aș avea o întrebare, poate că este o prejudecată că la UTCN sunt numai băieți. Da, cred că este o prejudecată, mai ales în ultimii ani, eu fiind absolventă de UTCN, acum 20 de ani, să spunem, probabil că ponderea băieților în cadrul grupurilor de studenți era mai mare. Dar revenind în anul 2022, putem observa că sunt aproape 50-50% sau în unele domenii avem mai multe fete decât băieți. De exemplu? De exemplu, la inginerie medicală, să spunem, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, la Științe Inginești Aplicate, acolo de obicei sunt mai multe fete decât băieți. Dar nu putem să spunem doar aici. Putem găsi și în alte domenii și în alte facultăți în care fetele îndrăgesc ingineria. Vedem acest lucru și la toate
evenimentele pe care le creăm noi pentru absolvenții de licee, în așa fel încât să-i atragem către universitate, să vedem dacă le place direcția aceasta și dacă își doresc să vină la noi. Și atunci avem școli de vară, atât colegii noștri de la OSUT, avem și alte școli de vară câștigate prin proiecte la nivel național în care aducem elevii de liceu să-și plătească minim 2 săptămâni în cadrul universității în campus și așa pot să înțeleagă și să vadă ce înseamnă viața de student la UTCN. Știu că la un moment dat organizați chiar simulări ale examenelor de admitere. Cum procedați? În fiecare an organizăm simularea examenului de admitere pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare și pentru Facultatea de Inginerie Domeniul Calculatoare, colegii noștri de la Baia Mare. Se organizează exact în aceleași condiții ca și admiterea din sesiunea iulie și mai mult decât atât, elevii noștri care participă la simulare și au rezultate bune pot să-și păstreze nota din simulare și să nu mai dea testul în vară, dacă asta își doresc. Foarte, foarte interesant această oportunitate despre care poate puțin știu, nu știu, că pot să dea simularea și să intre direct la facultate. Da. Dar olimpicii au vreo facilitate dacă se înscriu la UTCN? Da, există criterii speciale la nivel de fiecare facultate pentru olimpicii noștri, în așa fel încât ei intră pe primele locuri, datorită rezultatelor obținute pe parcursul anilor de liceu. Și deja de câteva luni ne scriu mail-ul, ne trimit diplome, colegii noștri din echipele de admitere le răspund dacă se încadrează sau nu în criteriile fiecarei facultăți. Avem foarte mulți olimpici. Asta vreau să vă întreb, procentual în fiecare an cam cât sunt olimpici? În funcție de fiecare facultate în parte. Așa, pe universitate, dacă puteți să faceți o estimare, dacă se poate. Peste 100. Peste 100? Da. De olimpici. De olimpici. Înseamnă că strângeți pe dumneavoastră, pe olimpicii la, mă gândesc, materiile de științe. Da, materiile de științe și sunt unele facultăți care mai pun și alte condiții, de exemplu, automatica și calculatoare te condiționează de nota la matematică la bacalaureat minim 8. Vreau să vă mai întreb de procesul de admitere în sine, pentru că se apropie. Da. Am mai vorbit și despre countdown-ul pe care l-aveți noastră pe site-ul, pe pagina specială dedicată înscrierii online la UTCN și vreau să vă întreb dacă vă așteptați la un număr mare anul acesta de înscrieri. Noi așa sperăm. Deși numărul elevilor absolvenți de liceu este mai mic decât anul trecut, cei care s-au înscris la bacalaureat, noi sperăm ca și în anul acesta să ne ocupăm locurile pe care le scoatem la concurs, tocmai pentru că au șansa aceasta ca după 4 ani de școală sau după 6, cum sunt cei de la arhitectură, să aibă locul de muncă în domeniul în care termină. Ceea ce este un avantaj foarte mare, într-adevăr. Despre procesul de admitere, puteți să ne mai dați datele importante? Sigur că da. Cel mai important lucru este că îi așteptăm din 15 iunie pe admitereonline.utecluj.ro, unde, după ce pot să vadă oferta educațională la nivel instituțional, pot să înceapă să-și creeze dosarul de candidat la Universitatea Tehnică. Deci nu se închide aplicația și nu mai poți să-și mai adauge nimic? Nu. Până în momentul în care își finalizează dosarul de înscriere, pot să-și tot modifice actele pe care și le depun, toate informațiile pe care le scriu acolo și în cazul în care, în perioada de înscriere, au făcut câteva erori, acestea pot fi corectate pentru că echipa de admitere stă alături de ei pas de pas și se deschide aplicația pentru ei până la finalizarea perioadei de înscriere. Care este când? Care este 12 iulie pentru toate facultățile, mai puțin pentru arhitectură, unde se încheie 9 iulie. Pentru că au și o... Pentru că au proba de desen. Așa trebuie menționată pentru că foarte mulți doresc să se ducă și în zona aceea. Revin la tine, Sergiu, să te rog frumos să le spui viitorilor studenți 3 lucruri bune și 3 lucruri mai puțin bune despre UTCN. Da, în primul rând... Ca să fim legați de realitate. Da. Aș începe cu condițiile pe care le oferă Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, începând de la cele din campusurile universitare până la cele din clădirile în care ne desfășurăm activitatea didactică. Deci vorbim despre clădiri renovate, care au mobilier nou, pline de calculatoare de generație nouă și laboratoarele sunt dotate cu anumite componente pe care ei lucrează și în timpul anului. Se pot folosi de ele și pot învăța mult mai bine pentru că sunt actualizate și asta le conferă un avantaj.
Al doilea lucru, în Universitatea Tehnică vor da de foarte multe persoane care le pot fi îndrumători pe parcursul anilor. Și aici vorbim și de colegii mai mari, noi, și de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, și de cadrele didactice în sine, care sunt foarte deschise în a ajuta studenții, în a le oferi sfaturi, în a-i îndruma în ceea ce privesc pașilor pe mai departe, ceea ce reprezintă în momentul de față un lucru fundamental, pentru că venim după o perioadă în care foarte mulți dintre ei au fost acasă, au fost în pandemie, și comunicarea cred că este singura soluție prin care noi putem să ne revenim și să înaintăm, să mărim viteza pe panta ascendentă pe care eu cred că suntem totuși. Un al treilea lucru ar fi oportunitățile pe care le au după ce devin absolvenți. Domeniul tehnic este el foarte căutat, indiferent de ramura pe care aleg să studieze, este destul de greu să nu îți găsești un loc de muncă, mai ales în Cluj, mai ales drept absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Pentru că mediul socioeconomic este foarte deschis și, cum discutam, încă din anii de studenție au oportunitatea de a își alege un job. Acum, trei lucruri grele, să le zicem așa. Ce e mai greu în UTCN? De ce te poți lovi? Având în vedere că trecem de la un învățământ liceal la un învățământ universitar, în primul rând trebuie să fim conștienți că volumul de muncă este mult mai mare. Și nu trebuie să venim cu așteptări că se poate și altfel, să zic așa. Este foarte clar și evident și colegii noștri o transmit prin proiectele prin care promovăm admiterea. Am fost prezenți în 160 de licee anul acesta prin proiectul Viitor Inginer și am promovat admiterea și facultățile Universității Tehnice. Și colegii noștri de fiecare dată o spun. Nu este ușor. Este un volum de muncă mare, dar care își vede munca după absolvire. Primul lucru care este puțin mai dificil. Da. Un al doilea lucru, de multe ori trebuie să facem sacrificii ca și studenți. De multe ori nu toți învățăm în același ritm, nu toți învățăm în același mod și atunci unii învață o săptămână pentru un examen, alții învață 3 zile și este un lucru cu care ne confruntăm cu toții. Sigur că modul de abordare diferă de la student la student, dar este o provocare care apare în momentul în care devii student al Universității Tehnice. Trebuie să înveți cum să înveți eficient și să-ți creezi un stil care să meargă, pentru că pentru mine funcționează unul, pentru colegii mei funcționează altul și atunci trebuie să-ți găsești tu modul de a învăța, să zic așa, și a te descurca pe parcursul celor 14 săptămâni și pe parcursul evaluării. Și atunci vorbim despre o provocare, ca al doilea lucru mai greuț. Iar al treilea lucru ar putea fi partea de... Da, asta e tot un lucru bun. Nu aș putea să zic. Dar vreau să-l auzim, dacă este un lucru bun. Da, voiam să zic că oarecum ai foarte multe oportunități de a te dezvolta multilateral și îți încarcă foarte mult timpul. Dar este o alegere, nu este ceva care... Nu este ceva obligatoriu. Foarte interesant acest input al unui student UTCN. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite. Să sperăm că cei care încă își mai caută la această oră locul spre ce facultate să meargă vor alege UTCN și pe baza a ceea ce le-ați expus dumneavoastră. A fost alături de noi șef lucrări dr. Inginer Anca Nicu, directorul biroului de admitere din UTCN, și Sergiu Covace, reprezentant student UTCN. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!